Cristian, ne puteți spune și nouă de ce ați participat la ședința PSD Prahova? Nu, am participat la o ședință cu viitorul premier al României. Mă interesează foarte mult ce putem să facem în Ploiești. Bine, mă interesează prioritar, da, tot ce înseamnă zona de proiect. Să văd ce se întâmplă cu PNRR-ul, să văd ce se întâmplă cu Salinii, să explic. Bun, erau și primarii de acolo. Discuția a fost o discuție administrativă. Nu. Și ce răspunsuri ați primit? De diverse discuții vis-a-vis de finanțări, de ce se întâmplă pe PNRR, sunt foarte multe. Adică susținerea va fi mai mare acum? Da. Susținerea va fi mai mare de acum înainte pentru Ploiești? Eu cred că nu există vreo entitate sau ar fi trebuit să nu existe. De fapt, aici avem o entitate care să nu susțină lucruri administrative. Implementarea lor nu ajută un partid, ajută niște locuitori care au diverse opțiuni politice. Mai mulți primari au declarat când au ieșit de la ședință că sunt discuții politice, nu administrative. Eu v-am spus care este poziția și vă mulțumesc foarte mult. Există o șansă să fiți candidat cu PSD în 2024? Există orice fel de șansă vis-a-vis de orice fel de lucru, mergând sau și pornind de la un singur fundament, și anume ce proiecte implementăm, cum suntem ajutați, nu este doar problema Ploieștiului. De fericire, Ploieștiul este un pic îngreunat de o situație pe care o cunoașteți dumneavoastră. Asta este discuția, vă mulțumesc!